în Polonia. Câștigarea campionatului european universitar de handbal, anunțând și o suplimentare a finanțării alocate în bugetul acestui an, dar și un țel foarte ridicat, participarea într-o nouă finală de cupă europeană la handbal masculin. Citez: felicitări echipei de handbal masculin Universitatea Suceava pentru câștigarea titlului de campioană europeană universitară. Acest lucru stimulează și mai mult municipalitatea suceveană și să suplimenteze finanțarea la echipa de handbal masculin, care reprezintă fanionul activității sportive la nivel local și județean, transmite edilul Sucevei Ion Lungu. Se vorbește un pic și despre ceea ce se întâmplă la Spitalul Județean în legătură cu acele înscrieri sau candidaturi la concursul pentru funcția de manager al Spitalului de Urgență Suceava. Se pare că una dintre cele trei candidaturi la concurs a fost respinsă. Au rămas în cursă managerul interimar doctorul Alexandru Calancea și avocatul Traian Andronachi, fost manager al Spitalului din Rădăuți. Dosarul de înscriere a uneia dintre cei trei candidați la concursul pentru funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Suceava Sfântul Ioan cel Nou a fost respinsă. Este vorba despre candidatul Dorin Tibeică, a fost manager al Spitalului Municipal Rădăuța, cărui diplomă de licență sau echivalentă nu este în domeniul solicitat, după cum a motivat comisia de concurs. Citez: nu este absolvent al unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, așa cum prevede regulamentul de organizare a concursului, se arată în motivație. Dorin Tibeică a contestat respingerea dosarului pentru înscriere. Comisia analiza vineri contestația și va publica soluția în data de luni, 1 august, anul curent, pe site-ul spitalului. Dorin Tibeică nu a putut fi contactat pentru a-și spune punctul de vedere. Conform regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, aprobat prin ordinul 1520 din 22 decembrie 2016, emis de Ministerul Sănătății, publicat în Monitorul Oficial numărul 1773 din 30 decembrie 2016, candidații pentru această funcție trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al Ministerului Sănătății, ori sunt absolvenții unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată potrivit legii. Au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii. Informațiile făcute publice de Dorin Tibeică pe pagina sa de socializare arată că de profesie este inginer mecanic, absolvent al Facultății Tehnologia Constructorilor de Mașini din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași. A lucrat ca inginer, a studiat managementul și administrarea afacerilor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, management sanitar la Facultatea de Medicină Victor Papilian din Sibiu și management spitalicesc la Școala Națională de Sănătate Publică. Prima condiție de absolvent al unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic nu o deplinește. Pe motive neconforme cu postul, Dorin Tibeică a fost demis în 2014 din funcția de manager al Spitalului Municipal Rădăuți de către conducerea primăriei Rădăuți la acea vreme, neîndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 17 din legea 132 din 2014. Întreg articolul îl regăsim în pagina 2 din Monitorul de Suceava. Și se pare că șef de secție ai Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou s-a alăturat echipei noi ai Facultății de Medicină. Trei doctor șef de secție din cadrul Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou s-au alăturat echipei noii Facultăți de Medicină din Suceava. Prorectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Mihai Dimian, a anunțat oficial că Facultății de Medicină și Științe Biologice din Universitatea Ștefan cel Mare s-au alăturat trei noi cadre în calitate de titular. Cei trei medici sunt șeful lucrări dr. Valeriu Gavrilovici, șeful secției de chirurgie generală, șeful lucrări dr. Elena Tătăranu, șefa secției de pediatrie și șef lucrări dr. Răzvan Bandac, șeful secției ortopedie, traumatologie.
citez, bun venit la Universitatea din Suceava și succes în activitatea academică, alături de cel înregistrat deja în activitatea profesională. A spus Mihai Dimian, noua facultate de medicină din Suceava va avea sediul în curtea Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Noua facultate a fost înființată oficial în vara anului trecut, având pentru început 7 programe de studii, respectiv licență în nutriție și dietetică, asistență medicală generală, balneofiziochinetoterapie și recuperare, tehnică dentară, biologie, biochimie și masterat în medicină, nutriție și recuperare medicală, tot ar urma să fie operațional un program de medicină generală. Mergem mai departe și discutăm un pic despre problema câinilor fără stăpân. Semnale din aproape tot județul privind creșterea numărului câinilor fără stăpân. Dacă în orașe câinii pot fi văzuți în haite tot mai deranjante, în zonele rurale aceștia hoinăresc pe la marginea pădurilor și se adăpostesc în multele gospodării nelocuite, în timp ce puținele adăposturi care sunt în județ sunt arhipline. Creșterea numărului, citez, de câini fără stăpân înseamnă automat și o creștere a riscului de răspândire a bolilor infectocontagioase, avertizează directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava. Citez, toate adăposturile sunt arhipline în acest sens, datele sunt clare, din păcate, colegii medici concesionari ne transmit o creștere evidentă a numărului de câini fără stăpân în alte zone urbane, cât și în cele rurale. Având și date concrete despre cazurile de oameni mușcați de câini fără stăpân, a mai declarat doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare. Dacă în orașe câinii pot fi văzuți în haite tot mai deranjante, zonele rurale aceștia hoinăresc pe la marginea pădurilor și se adăpostesc în multele gospodării nelocuite. Directorul a subliniat că numărul de adăposturi pentru câini din județ este foarte mic, deși conform legii fiecare primărie ar trebui să aibă un astfel de adăpost. Acesta a subliniat că soluția de rezolvare pe termen mediu și lung rămâne sterilizarea câinilor și a salutat campaniile de sterilizare masive care vor avea loc în următoarea perioadă. Din păcate, cel puțin în mediul rural, mulți posesori de câini nu sunt deloc interesați de sterilizarea acestora, singura șansă fiind o caravană făcută din poartă în poartă. Deși nu sunt interesați de sterilizarea câinilor, foarte mulți sunt cei care se leapădă de puii pe câmpurile de la marginea satului, ori îi fac orășeni, a declarat directorul întreg articolul în pagina 4 din monitorul de Suceava. Mai sunt informații despre amenzile care au fost furnizate. Se vorbește despre închisoare pe care o va servi un tânăr. Se vorbește despre sport. Se vorbește și despre experiența unui tânăr student sucevean la cea mai importantă universitate tehnică de lume. Dar se vorbește și despre un absolvent al Colegiului Militar care este șeful promoției de ofițer de logistică a Universității Naționale de Apărare din București. Dar ne oprim un pic la Ziua Imnului Național, care a fost sărbătorită în Piața Tricolorului din Suceava. Ziua Imnului Național a fost sărbătorită vineri în Piața Tricolorului din centrul municipiului Suceava printr-un ceremonial militar și religios. La ceremonial au fost prezenți oficialități, reprezentanța structurilor Ministerului de Afaceri de Interne, precum și câteva zeci de suceveni. Ceremonia a început cu o slujbă de binecuvântare pentru poporul român, oficiată de un sobor format din 5 preoți. Au urmat apoi alocuțiunile oficialităților județene și locale. Prefectul județului Alexandru Moldovan transmite mesajul premierului Nicolae Ciucă cu prilejul zilei imnului național al României. Au urmat apoi vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Barbă, care le-a transmis celor prezenți că această sărbătoare dedicată imnului național al României, unul dintre simbolurile poporului român, este un prilej de a vorbi și de a evoca o serie de momente din istoria României. Citez asta deoarece imnul național a însoțit poporul român în istoria sa în momente cruciale, pornind la Alexandru Ioan Cuza, războiul de independență sau cele două războaie mondiale. Astăzi am bucuria să vă spun, să aduc în discuție emoția pe care am văzut-o la tinerii care au urcat pe cea mai înaltă dreapta unor competiții sportive. Tinerii care se constituie în momentul acesta într-un adevărat model, nu numai pentru tânăra generație. Am văzut câtă emoție
emoție, ascultau și intonau imnul național, însoțeau cu privire tricolorul înălțându-se pe cel mai înalt catarg. Este încă o emoție, încă un motiv de a ține la aceste simboluri, de a le omagia și de a face tot ceea ce este posibil pentru a prețui tot ce a făcut istoria poporului român. La rândul său, primarul Suceava Ion Lungu a transmis că imnul național este unul dintre principalele simboluri ale României, un simbol care reflectă cel mai bine mândria de a fi român. Imnul României s-a cântat pentru prima dată la Râmnicu Vâlcea în 1844 și avem pregătit pentru dumneavoastră și un material în legătură cu evenimentul respectiv, cu o scurtă parte a locuțiunii primarului din Suceava, dar și tradiționala paradă care a avut loc la finalul ceremonialului. Haideți să urmărim materialul și revenim în studio OTV Plus Regional. Ceremonialul de vineri au mai fost prezenți subprefectul Cristian Șologon, șeful inspectoratului județean de jandarm Ionel Postelnicu, șeful inspectoratului pentru situații de urgență Suceava Costică Gheață, precum și reprezentanța filialei județene Plăieși și Asociației Naționale Cultură Eroilor Regina Maria. În final, participanții au stat prezenți la defilarea pe care tocmai am urmărit-o împreună. Și desigur, nu puteam să încheiem prima parte a Dimineților cu Plus fără să discutăm despre evenimentul care a avut loc la Muzeul Național al Bucovinei. E mai exact la Muzeul Satului Bucovinean. Este vorba despre un eveniment de tradiție care s-a întins pe 3 zile. Lume, lume, hai la târg! Mii de suceveni și turiști au răspuns chemării acestui eveniment la o ediție cu 130 de expozanți și spectacole folclorice. Primul eveniment al verii organizat de Muzeul Național al Bucovinei în minunatul de cor al Muzeului Satului Bucovinean, Lume Lume, Hai la Târg, a adus la un loc meșteri, artizani și anticari din întreaga țară, cu fel de fel de minunății lucrate de mâinile lor dibace, cu bunătăți pentru toate poftele, dar și cu produse salvate de uitarea timpului, meșteșugite, lucrate uneori și recondiționate. Evenimentul s-a desfășurat în intervalul 29-31 iulie, a reunit aproximativ 130 de meșteri
meșteri și producători de bunătăți din toată țara și a avut parte de mii de vizitatori suceveni și turiști în fiecare zi. Înjurițe de o parte și de alta uleselor satului, printre frumoasele case din Bucovina, unii mai în soare, protejați de corturi, alții la umbră, maestoși și copaci, meșteri popular, creatori de obiecte artistice, handmade, anticar și producători de bunătăți, vinuri, sucuri, lavandă, trandafir, miere, plăcinte, cozonace înghețate și multe, multe altele. Pentru toate gusturile și buzunarele, i-au așteptat pe vizitatori cu fel de fel de atracții pentru toate buzunarele. Lume, hai la târg a devenit un eveniment tradițional. La câțiva ani a tot avut loc, except în perioada de pandemie, când nu s-a putut organiza. Este un eveniment care are loc în debutul lunii august, luna diasporii, în care nu există weekend fără un eveniment important. Motorfest, festivalul de artă medievală, apoi revine rockul în cetate, iar în ultimul rând, weekendul va avea și un teatru la cetate. Pe 21 august vom avea o acțiune în cadrul programului Basarabia Salută Bucovina, când vom avea un concert frații Ada Hovă și Eugen Doga. Iar în întreg județul avem pentru luna august evenimente, nu doar la cetate, iar nu doar sucevenii, ci și turiștii sunt așteptați să participe, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barbă. Invitat pentru a treia oară la Suceava, șef Cătălin Scărlătescu și echipa sa au gătit pentru cei prezenți produse gastronomice consacrate, dar și câteva noutăți. Citez: Târgărul Meșterilor Populari este primul eveniment al verii organizat de Muzeul Bucovinei Lume, hai la târg. Propune publicului suceven și nu numai produse diverse artizanale, meșteșugărești, oricare au tema tradițională, produse gastronomice pentru cele de bucătărie, fiind invitat șef Cătălin Scărlătescu. În fiecare zi, ansamblul Ciprian Porubescu a realizat mini-spectacole cu tematica aleasă din mai multe zone geografice ale țării, iar spre deosebire de anii precedenți, acestea nu au mai avut loc pe scenă, ci prin diverse puncte din târg, a explicat Emil Ursu, directorul Muzeului Bucovina, organizator al evenimentului. Spectacolele ansamblului Ciprian Porumbescu s-au dovedit a fi foarte speciale pentru vizitatori, care imediat se adunau cu sutele să-i vadă și să-i asculte, încât nici măcar ploile de duminică nu au reușit să-i țină departe de manifestare, venind la Muzeul Satului cu micul mare, unii pe jos, alții călare, pe cai putere, bineînțeles, ori cu microbuzul de pe linia 7 care a circulat spre cetate în fiecare weekend până la finele lunii august. Și dacă e să vorbim un pic despre Cătălin Scărlătescu, invitat special al ediției din anul acesta, trebuie să aflăm care este relația dintre acesta și Leuștean. Se pare că Leușteanul, special din Borșul de Sfeclă, l-a impresionat pe Cătălin Scărlătescu, care a povestit chiar un episod special din aventurile sale gastronomice în Bucovina, de când a venit să învețe. Citez: eu acum vreo 6-7 ani m-am trezit că nu știu prea multe despre bucătăria tradițională românească și am făcut un tur. Am găsit 100 și ceva de oameni și am ajuns și aici să gătesc în vârful muntelui, cu oameni care gătesc cu ingrediente simple, nu de la supermarket, ci din fundul curții. O mamă îmi mi-aduc aminte, chiar aia a fost cea mai dulce treabă, în borșul care era roșu de sfeclă, băga leuștean. Și i-a spus nepoate să aducă din fundul curții și să aducă niște leuștean. Dar spoiler că au trecut pesicile pe acolo. Aia a fost spectaculoasă. Oamenii gătesc cu chestii din grădină. Se mai poartă încă. Închei citatul, șef Cătălin Scărlătescu a fost prezent la Suceava de vineri până duminică inclusiv, când a fost ultima zi a evenimentului Lume, hai la târg, pe platoul cetății de scaun în incinta Muzeului Satului Bucovinean. Avem și un material pregătit pentru dumneavoastră cu declarațiile lui Emil Ursu, dar și cu alte declarații făcute de Cătălin Scărlătescu. Materialul, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în partea a doua și în partea a treia a Dimineților cu Plus, imediat. Un eveniment cu multă lume, sunt circa 130, ușor peste 130 de expozanți, meșteri populari, sigur producători diversi, care folosesc diverse părți, să spun așa, din tradiția românească, gastronomie, de la miere până la băuturi, până la prăjituri, înghețată și așa mai departe. Așa cum spuneam, șef Cătălin Scărlătescu va fi prezent de asemenea toate zilele.
Este primul eveniment dintr-o lună la fel de plină, cu, sperăm noi, evenimente pentru fiecare gust cultural. Ziua! Bine ați venit la Suceava! Ce ne puteți spune despre ce veți face astăzi, zilele acestea, la târg? Păi nu o să fac nimic din ce ne-am făcut și în trecut. Suntem la a treia ediție, așa că o să facem la fel. Oamenii ne îndrăgesc pentru că acest târg arată la fel, meșteșugarii sunt aceiași, iar la mâncare sper că luăm meșteșugi și noi bine. Ce produse ne-ați pregătit? Cu ce o să ne încântați? Păi pot să vă fac niște scuici, că na, dacă eu sunt inventatorul acelui festival de scuici, trebuie să gustați și voi odată în viață scuici, că voți fi sătura de sarmale și de friptane și de cârnați. O să vă fac și niște burgeri, o să vă fac și, nu știu, mai vedem ceva, niște gogoși, vreau să fac niște gogoși, ca la voi aici. Produse tradiționale cam Bucovina ați mai gătit sau o să ne gătiți zilele acestea? Tradiționale cam Bucovina o să faceți voi. Eu vin și fac ca în altă parte, că v-am zis, voi mâncați aproape mereu tradițional. Așa că mai rupem puțin acest cerc, nu? Mai facem și altceva. Mulțumim frumos! Plăcere!